Ne aflăm din nou în, să spunem, segmentul arheologic al viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești, secțiunea a treia. În primul sit care începe să fie cercetat în această toamnă, la organizarea de șantier de la Cepari. Așa cum vă aduceți aminte, în cursul verii a fost realizat diagnosticul arheologic intrusiv pe o suprafață însumată de 70% din lungimea tronsonului, prilej cu care au putut fi identificate 7 situri arheologice situate propriu-zis în traseu și acesta care este cel de-al 8-lea. Aminteam atunci și aș vrea să subliniez din nou, arheologia preventivă are șansa de a fi susținută de lucrările mari de infrastructură, oferind o oportunitate de cunoaștere prin dimensiunea acestor șantiere și forța, să spunem, forța de muncă, logistica și utilajele puse la dispoziție. Am început aici cercetările în urmă cu 2 săptămâni și estimăm că undeva în a doua jumătate a lunii octombrie cercetarea va fi terminată. Este în acest moment etapa de decapare a depășit jumătate din suprafața de impact și au fost conturate undeva, să spunem, peste 60 de contexte și complexe arheologice. Dimensiunea acestor șantiere înseamnă, așa cum spuneam, o șansă de cunoaștere în microzone și areale geografice, precum cel de față, Valea Topologului, sau cel de dincolo de munte, să-i spunem, în arealul Văii Băieșului. Situri arheologice au fost semnalate în această zonă încă din stadiul de studiului de fezabilitate. De acum, cred că în urmă cu mai bine de 7 ani, era vorba de 5 situri semnalate preliminar. Între timp, traseele suferă modificări date fiind o serie de condiționări din teren. Per total, în acest moment, după realizarea 70% din lucrările de diagnostic intrusiv pe secțiunea 3 a lotului Sibiu-Pitești, putem spune că zonele de interes arheologic reprezintă undeva la 3% din lungimea totală a tronsonului. Situl arheologic în care ne aflăm aici este unul nou identificat în urma diagnosticului arheologic, și este o șansă pentru noi să cercetăm ceva ce nu a mai fost cercetat până acum în România. Este vorba de o zonă de locuire de la sfârșitul epocii fierului, acea perioadă în care geții, acele triburi tracice foarte cunoscute, sunt menționate de Părintele Istoriei, de Herodot. Deci prima dată când intrăm în istorie. Până atunci nu știam decât de mormintele lor, acum iată că avem șansa prin această cercetare mare de suprafață să identificăm și zonele în care aceștia locuiau sau desfășurau diferite alte activități din sfera rituală. De asemenea, în sit am mai identificat și zone meșteșugărești din perioada medievală din secolele 16-17, probabil ateliere de prelucrare a metalului, de obținere a minereului de fier, ce se aflau distribuite în lungul unui drum care este cunoscut ca drumul care mergea spre Țara Loviștei. Pentru înregistrarea materialului arheologic, dar și pentru o gestiune mai bună a distribuției muncitorilor, a completării măsurătorilor pe suprafețele de lucru, se folosește cam tot ce poate fi tehnologic util în ziua de azi, atât pe un șantier arheologic, cât și pe un șantier oarecare. Astfel avem în vedere măsurători cu un GPS de tip RTK, care poate măsura cu o precizie de până la 2 cm, atât în plan orizontal cât și în plan vertical. Pentru fotografii aeriene folosim o dronă, pentru fotogrametrie de asemenea folosim combinația între fotografie și măsurători. Și în ultimă instanță, pentru detaliile din suprafețele de lucru numite contexte arheologice, folosim o tehnologie de tip LiDAR care vine pe o tabletă, se scanează întregul context și rezultă un detaliu de mici dimensiuni a unei săpături arheologice în lucru. Bineînțeles că toate lucrurile acestea vor fi sintetizate într-un proiect digital, cum se folosește astăzi în GIS, de unde se pot extrage planșe pentru rapoartele de progres, cât și gestiunea finală a întregii săpături.
de unde putem extrage diferite situații, numărul de complexe, suprafețele excavate, timpul scurs de la începerea lucrării și așa mai departe. Așa cum vă spuneam, suntem deja în traseul viitoarei autostrăzi, în situl numărul 3 de la Rudeni. A fost delimitat prin diagnostic arheologic intrusiv în această vară și cu siguranță are legătură cu zona de la Cepari, acolo unde am filmat mai devreme. Programul de cercetare arheologică a fost stabilit în colaborare cu constructorul, planificarea fiind ca în această toamnă, practic de la jumătatea lunii septembrie, să înceapă cercetarea în trei situri, numărul 7, cel de la Cepar, numărul 3, cel de la Rudeni și numărul 6, cel de la Poiana, în zona viitorului tunel. Este important de spus că arheologia și programul de cercetare arheologică preventivă este organizat înainte de începerea lucrărilor de propriu-zise de construire, astfel încât nu există posibilitatea ca ele să întârzie calendarul general de lucrări.